Nu folosi penseta pentru a îndepărta firele de păr crescute sub piele, deoarece, dacă nu procedezi în mod corespunzător, poți provoca o infecție. Multe femei ar da orice să stopeze creșterea părului de pe corp pentru a avea pielea fină și frumoasă. Cu toate acestea, pentru a scăpa de firele de păr dorite, este necesar să folosești metoda cea mai potrivită pentru tine. Problema este că majoritatea metodelor de epilare irită pielea și cauzează apariția firelor crescute sub piele. Acestea sunt foarte inestetice și uneori chiar dureroase, pentru ca foliculul să ajungă la suprafață. El trebuie să străpungă stratul subțire de piele care îl acoperă. Uneori nu reușește, fie pentru că firul este prea subțire, fie pentru că pielea este prea groasă, atunci când un fir de păr nu poate ajunge la suprafață, el continuă să crească sub piele în direcția opusă. Abia în acest stadiu îl putem observa cu ochiul liber. Îndepărtarea firelor de păr crescute sub piele nu este o sarcină ușoară, dacă nu alegem procedeul corect. Poate fi destul de dureros. Tocmai de aceea ți arătăm în cele ce urmează care sunt cele mai bune trucuri pentru a scăpa de această problemă supărătoare. Alege metoda de epilare adecvată. Epilarea cu ceară și alte metode care presupun smulgerea părului din rădăcină pot provoca diverse probleme dermatologice printre care și firele de păr crescute sub piele. Deși sunt tehnici rapide și eficiente de a îndepărta părul nedorit, este mai bine să cauți o altă metodă dacă firele crescute sub piele devin o problemă. Dacă te confrunți des cu această neplăcere Optează pentru epilarea cu lama de ras sau pentru cremele depilatoare. Acestea sunt mai blânde cu pielea ta și reduc riscul apariției firelor de păr crescute sub piele. Exfolierea regulată Una dintre condițiile esențiale pentru a combate firele de păr crescute sub piele este exfolierea regulată a pielii în vederea îndepărtării celulelor moarte ce se acumulează la suprafața sa și care blocă. Apochează folicului, poți să folosești un produs exfoliant din comerț, unul cu ingrediente naturale sau o mănușă din păr de cal. Este recomandat să repeți tratamentul de două sau de trei ori pe săptămână pentru a preveni creșterea firelor de păr sub piele. Hidratarea zilnică Dacă îți hidratezi pielea zilnic, Vei preveni uscarea sa și alte probleme frecvente. Dacă pielea ta este uscată și dură, vei fi mai predispusă la apariția firelor de păr crescute sub piele, deoarece acestea nu vor putea străpunge stratul gros de la suprafață. Apa fierbinte apelează la acest truc înainte de epilare. Întrucât apa fierbinte moaie pielea și deschide porii, dacă ai deja fire crescute sub piele, poți să aplici comprese cu apă fierbinte pentru a face pielea mai moale, ajutând firul să iasă la suprafață. Apa prăjită combate firele de păr crescute sub piele. Dacă ți-a crescut un fir de păr sub piele și te îngrijorează umflătura care urmează să apară, Prăjește puțină ceapă și aplică-o pe zona afectată. În acest fel, umflătura se va sparge și va permite firului să iasă la suprafață. Evită utilizarea pensetei. Atunci când firul de păr nu poate ieși la suprafață, este tentant să încerci să îl smulgi. Acest procedeu poate fi periculos dacă nu este executat corect. Acesta poate cauza o infecție sau alte probleme care lasă în urmă cicatrici. Dacă ai folosit penseta și te îngrijorează riscul unei infecții, folosește acid glicolic pentru a dezinfecta și vindeca porul. Dacă acesta se infectează, mergi la dermatolog. Medicamentele antiacneice, în general, Firele de păr crescute sub piele seamănă cu acneea, mai ales atunci când sunt pline de puroi. O altă modalitate de a le combate este cu ajutorul tratamentelor antiacneice, cum ar fi peroxidul de benzoil sau acidul salicilic. Aceste remedii, alături de exfolierea pielii, pot fi suficiente pentru eliminarea problemei, deoarece reduc inflamațiile și oferă firului mai mult loc pentru a ieși mai ușor la suprafață.